Ea este Anca. Abandonată și transferată dintr-un centru de plasament în altul, norocul i-a surâs și a ajuns, în cele din urmă, în căsuța de tip familial al Fundației Motivation. Aici a cunoscut-o pe Ionela. Pe Anca am cunoscut-o în 2005, când am venit în voluntariat. Am avut o săptămână în care am lucrat cu ei, am stat cu ei, să ne cunoaștem. Și ce m-a impresionat foarte tare era faptul că, deși se chinuia foarte mult să meargă și folosea un cadru, avea foarte multă ambiție. Și încercam să o ajut, chiar dacă nu știam cum sau ce să fac pentru ea. Și spunea, nu, lasă că uite, eu mă descurc. După care, la final, când a trebuit să plec, când a terminat voluntariatul, hai că tu ți-ai aminte mai bine ca mine. Am făcut-o să plângă. A început să plângă și a zis... Nu ne mai vedem. Că nu o să ne mai vedem. Și atunci am zis, nu, zic, dacă Dumnezeu ne dă voie, o să ne vedem din nou, o să fie ok. Și s-a întâmplat ca la un an de zile ea să fie mutată în locul unde lucrez eu și să ne vedem din nou. Și asta era prin 2006. Și de atunci suntem împreună. Își dorește foarte mult să cunoască familia. A căutat tot timpul motive materiale pentru care a fost părăsită. Dar aș vedea-o pe mama, aș mulțumi pentru că mă vede. M-am atașat de ea foarte mult. M-a impresionat foarte mult voința ei de a învăța ceva și dorința de a se apropia foarte mult. I s-a întâmplat de foarte multe ori să îi se greșească. Dar nu contează. Dar nu contează. Da, suntem tineri mari. Suntem tineri mari și încercăm să ne descurcăm singuri. Da. Și să avem curaj. Și să avem curaj. Trebuie să spunem da, că putem multe. Anca este un exemplu de voință, de optimism. A reușit în cele din urmă să se ridice din scaunul rulant și nu numai. A concurat la Special Olympics și a câștigat. Am 6 medalii și cu aia din Grecia 7. Am foarte multe diplome de la tenis, de la școală, de la... De unde am mai fost eu cu alți colegi. Dacă încerci să te dirigi în cărțuar, poți. Ai foarte mare șanse. Ne bucurăm cu toții. Și zicem, bravo nouă. Sunt mii de copii ca Anca. Stă în puterea voastră să-i ajutați. Acum trebuie să fim împreună pentru fiecare copil.